Ne-a vizitat astăzi la redacție Ana Maria Strat, o tânără de numai 21 de ani, care de ani buni duce o luptă continuă cu o boală cumplită. Ana Maria, ne povestește un pic despre ce este vorba. Vorba este despre un stafilococ auriu, care nu mai reușesc să mai scap de el. Cum s-a întâmplat? Aveam hipertensiune arterială, m-am prezentat la Focșani și de la Focșani mi-au zis că nu știe care este situația. M-a transferat la Iași, la Sfânta Maria, la Spitalul de Copii. Am fost acolo, mi-a făcut multiple analize și într-un sfârșit a ieșit că am suspiciune de stenoză de arteră renală. După ce a avut analizele în mână, mi-au chemat părinții și m-a transferat la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Și pe 18 ianuarie m-am internat, 2012, pe 20 a intervenit chirurgical, mi-a făcut angiografie și de acolo, de pe 20 ianuarie 2012, mi s-a schimbat viața. Ce înseamnă asta? Cum se manifestă boala ta? Luna și operațiile au fost luni care am făcut și 2-3 intervenții chirurgicale pe lună. Mi mănânc în macină mușchiul, țesutul grăsos, ca dovadă așa arată și piciorul meu. Și care este starea ta de sănătate în prezent? În prezent este așa și așa, am nevoie de o intervenție chirurgicală cât mai urgentă pentru a-mi pune grefă de piele pe picior, că de la genunchi până în șolde este decopertat tot și mi se face un tratament de specialitate pentru a scăpa de stafilococ. Am înțeles că în ultimele săptămâni ai avut o poveste destul de neplăcută la spitalul din București, unde ești sub tratament. Da, una am fost. Ai fost sub tratament. Da, și acolo am fost mereu, mi-au spus că trebuie să-mi taie piciorul. Eu n-am vrut să accept lucrul acesta. În primul rând, nu este nicio șansă, nu-mi dă nicio șansă ca să pot să scap de stafilococ, amputația de picior. Dacă el este în sânge, nu am nicio variantă ca să mi-l taie. Nu este o soluție, nu este soluția asta. Am înțeles. Din ce mi-ai spus tu, știu că ar putea să existe o posibilitate de tratament în Turcia. Da. Dar acolo, fiind spital particular și tot, am încercat să vorbesc de la minister în asta, dar nu este Uniunea Europeană și nu aparține. Îmi trebuie 50.000 de euro. Vrei să spui câteva cuvinte celor care ar putea să te ajute să strângi această sumă? I-aș ruga frumos dacă ar putea să mă ajute pentru a-mi strânge suma de bani și le-aș mulțumi din suflet pentru a mine acum orice leu contează pentru a mă ajuta să-mi strâng suma și să mă fac, să fiu și eu o adolescentă la vârsta care o am, să fiu și eu un copil sănătos. În lipsa acestui tratament, care este diagnosticul, pronosticul pentru speranța ta de viață? Toți medicii din România mi-au zis că ei nu mai știu ce să-mi facă și doar Dumnezeu mai poate să mai facă ceva. Și am găsit clinica aceasta și mi-a zis că ei vor să facă, să-mi caute motivul de unde este stafilococul și să-mi facă tratament și după tratament să-mi facă o intervenție chirurgicală, să-mi pună grefă de piele pe picior. Știu că mai mult sau mai puțin în perioada în care tu te-ai îmbolnăvit, alte două persoane la Iași s-au contaminat cu același stafilococ. Dar ele, din păcate, au pierdut lupta cu viața.